Nu este deloc întâmplător faptul că școala Constantin Brâncuși din Medgirie poartă numele unui mare artist care a parcurs pe jos drumul până la Paris în căutarea desăvârșirii. Tot așa, de 51 de ani, generațiile de elevi care au trecut pragul instituției au înțeles că primele cunoștințe dobândite aici trebuie îmbogățite de-a lungul vieții, indiferent de obstacole. Sărbătorim astăzi ziua școlii noastre, școala Constantin Brâncuși, și inaugurăm sigla școlii și imnul școlii pe versuri scrise de doamna director adjunct Cristina Pârvu. Așa cum obișnuiesc în fiecare an, cei care își desfășoară activitatea în școala Constantin Brâncuși au organizat diverse activități în care au fost implicați toți elevii, fie ei de la clasele pregătitoare, dar și din ciclul primar sau gimnazial. După ce în școală au fost organizate mai multe concursuri tematice, a urmat un spectacol intitulat Sugestiv. Evenimentul s-a dovedit a fi un bun prilej pentru a fi premiați elevii merituoși ai instituției de învățământ. Cel mai important rezultat la Olimpiada Națională în România. O elevă de excepție, o mândrie a Medgidiei, Anca Nechita. Premiul 1 național la limba și literatura română. Școala este locul în care oamenii se formează, se cunosc pe sine și deprind tainele învățăturii.